Meciul dintre CS Mioveni și CFR Cluj s-a disputat în condiții total neprielnice. Terenul stadionului orășenesc a fost îmbibat de apă și arăta mai mult ca un bazin de polo, fapt ce l-a nemulțumit pe tehnicianul ardelenilor Ioan Andone. Un campionat civilizat, într-un campionat care, zicem că ne respectăm, am ajuns să jucăm pe asemenea teren. Poate altfel era scor dacă era teren bun, niciodată, nu poți să știi. La golul 2 e un noroc, nu mai vezi așa ceva, un gol mai simplu ca ăla nu cred că există. Și deja meciul a fost închis. Și a fost un dat după minge, o țurcă în prima repriză. Care dă mai sus, care dă mai tare, care hai să alergăm după ea. Mingea cât mai departe de proprie poartă. CFR Cluj va mai avea de disputat două partide. Vineri jocul contra celor de la Steaua București, iar duminică restanța cu Universitatea Cluj.